Biblioteca județeană Alexandru Dobescu din Călăraș a dat startul înscrierilor la programele de vară. Astfel, cei mici se pot înscrie la Bibliovacanța, iar tinerii cu vârstă până la 18 ani se pot înscrie la Școala Valorilor. Înscrierile se fac în perioada 6-15 iulie 2020, telefonic sau personal, la sediul bibliotecii, în limita locurilor prevăzute. Biblioteca județeană Alexandru Dobescu Călăraș a dat startul înscrierilor pentru programele de vară pentru comunitatea călărășeană. Anul acesta avem a treia ediție a Bibliovacanței destinată juniorilor și Școala Valorilor este la primul an în care încercăm să atragem și adolescenții către bibliotecă și către activitățile desfășurate de noi. Avem mai multe activități, ca de obicei, de la film la carte, de la carte la film, facem paralele între ele, jocuri de comunicare, de dezvoltare, cluburi de arte, în care avem invitați artiști locali care ne vor sprijini în a învăța pe juniori sau pe adolescenți tainele picturii. Avem artizani care ne vor învăța să coasem și să bricolăm diverse chestii, pe lângă ceea ce știm noi și ce am făcut în anii trecuți, de origami, de quilling și lucru cu hârtia în general, cu materiale mai ușor de achiziționat. Anul acesta avem o colaborare mai bună decât în anii trecuți cu alte organizații din Călăraș. Avem organizația Adică, care ne sprijină prin psihologii lor și vor veni în fiecare săptămână la fiecare grupă cu diverse programe organizate de dânsii privind dezvoltarea carierei, educație, memorie, mai multe teme s-au gândit dânsii specifice vârstelor respective. Pe lângă psihologi vor veni, am invitat niște medici, să sperăm că ne vor, cadre medicale, nu neapărat medici, că ne vor sprijini să vină să ne mai vorbească puțin și să ne ajute să percepem cumva starea în care ne aflăm și cum să facem să fim mai protejați, mai sănătoși. Pe lângă aceștia avem CPK, Centrul Antidrog, care va veni la fel. Ne-au promis că săptămânal vor veni la fiecare grupă și vor vorbi despre pericolele tutunului, drogurilor, despre abordarea unei alimentații sănătoase în viață și importanța ei. Vom încerca să invităm și de la poliție pe cineva. Am avut și în anii trecuți. Și cu siguranță tinerii vor fi încântați și încercăm să le facem activitățile cât mai plăcute, să vină de plăcere, nu trimiși de părinți, nu, să vină cu plăcere la noi și să le facem activitățile cât mai plăcute pentru toți. Activitățile vor fi structurate cumva pe zile, o zi destinată lecturilor, dezbaterilor, o zi jocurilor, în diversele lui forme. Încercăm să facem activitățile cât de mult putem în aer liber. Vom încerca să amenajăm parcul din exterior atât cât putem noi și cât ni se permite, să-l curățăm puțin cu sprijinul voluntarilor și noi bibliotecarii, ca să putem desfășura unele activități afară, în contextul în care ne aflăm cu pandemia de față, să nu stăm cât mai mult. Grupele vor fi oricum formate numai din 7 persoane, care vor păstra distanța între ele, vor respecta regulile care se impun cu mască, cu dezinfectanți. Pentru activitățile desfășurate în interiorul bibliotecii, rugăm părinții și participanții de vârste mai mari să conștientizeze măsurile care se impun în contextul pandemiei în care ne aflăm. Purtarea măștii pe toată durata activităților este necesară, dezinfectarea mâinilor periodic, respectarea distanței de 1,5 metri între persoane și, normal și firesc, evitarea participării la activități dacă cineva prezintă simptome de febră, tuse, rinoree.
sau altele. Vă așteptăm să vă înscrieți. Deja pentru primele două săptămâni grupele sunt deja formate, dar înscriem în continuare până la sfârșitul lunii august vor avea loc activitățile. Pot încerca să se înscrie, nu se știe când se retrage cineva, când nu mai vine cineva, iar cei care participă la activitățile unei săptămâni se pot reînscrie în cazul în care rămân locuri și pentru activitățile din altă săptămână, care nu vor fi niciodată aceleași. Am avut cazuri în anii precedenți în care au vrut să vină toată vara. Nu prea s-a putut, că am încercat să servim cât mai mulți, mai ales acum, când grupele vor fi formate mai din 7 copii și vom fi puțin mai limitați. Anii trecuți am ajuns și la 30 de copii pe grupă, deși spațiile nu ne permiteau, i-am aranjat în așa fel încât să fie ei cât mai mulțumiți. Vă așteptăm să vă înscrieți și să veniți cu drag la noi.